Mă uitam la declarația făcută aseară de Marcel Ciolacu, președintele PSD, care spunea că va face o opoziție dură actualei coaliții de guvernare, însă astăzi am văzut, sau așa pare, că socialdemocrații s-au mai domolit. Și nu au mai existat, pentru că ne amintim cum se desfășurau înainte aceste audieri în comisii, de multe ori cu scandal. De data asta nu prea s-a întâmplat. Să știți că nu au fost foarte mari diferențe. În general, omul își subsumează eforturile la un obiectiv pe care și-l propune și care e raportat la realitate. Având minoritate în toate comisiile parlamentare, la cât se poate declara că PSD nu va reuși să avizeze negativ un ministru și că nu va reuși să blocheze instaurarea guvernului. Sens în care în anumite comisii, cum ar fi Comisia Juridică, de exemplu, au încercat să facă puțin scandal, dar a fost doar de natură mediatică, în contextul în care timpul era destul de scurs stabilit de biroul parlament, biroul 3 permanent. Minute, din ce poftim? 3 minute s-au alocat pe comisie, nu? Cam nu, așa s-a alocat o oră în care prezentarea ministrului a fost 25 de minute. Și fiecare grup parlamentar avea dreptul la două întrebări. În loc să se treacă la discuții, s-a discutat despre procedură vreo 20 de minute. Ceea ce denotă că PSD n-a avut ca obiectiv lămurirea unor probleme, ci pur și simplu au avut o problemă de imagine în a arăta că majoritatea PNL, USR plus UDMR nu respectă democrația, mă rog, o chestie de genul ăsta. Deci a fost o etapă de declarații politice mascată în probleme de procedură.